oaspeților. Andrei Ivan cu un șut surprinzător, cum necum portarul Robert Popa reușește să blocheze printr-un procedeu poate mai puțin convențional. Fulgerătoare această execuție a lui Andrei Ivan de pe loc. Dar vine cu elementul de surpriză. Norocul lui Popa a fost că șutul a fost pe direcția sa, pe direcția portarului. Bate Câmpanu acest corner. Bayram! Gol! Zoro Bayram pentru 2-1. Remontada CS Universitatea Craiova întoarce de la 0-1 pe tabelă și acum este în față. Minutul 77, în doar 7 minute, trupa lui Ivailo Petev reușește să răstoarne tabela aici pe Ion Oblemenco în debiul Craiovelor. Cornerul lui Câmpanu, finalizat de Bayram. A cincea reușită stațională pentru talentatul Bayram. Câștigă duelul la cap cu Vlad Achim Bayram și plasează fără speranțe pentru portarul Popa. 2-1 conduc oaspeții. Gol marcat din nou de Bayram. A mai înscris aici pe teren propriu în acest an împotriva Voluntariului, după care dublă la Ploiești împotriva Petrolului. Sorin Cârțu acolo și Emil